Dorin sexual mai era? Nu. Și nu îți duc privirile în altă parte? Ei nu se duc. Mă pus să mă dezbrac și să și eu nu s-a abonat tău, să mă la tine în storie și faci tu. Și avem de învățat din personajele tale? Eu aduc o oglindă, vă pun în față și noi ne uităm la noi. Te trezești într-o zi și băi, tu ai așa o comunitate și să faci cu dânsa. Asta e întrebarea, mai departe și. Și dacă tu ai conștientizat și ai ajuns la punctul ăsta, înseamnă că e de... Plin, acolo nu numai de râs mm -hmm. Ești de plâns. de Că în loc să răspund oamenilor care scriu mesaj de bine, eu mă ocupam cu aiești care hămăie Unii mai nou inventează conflicte numai ca să fie vizualizați. Eu nu Hai să facem și noi unul să fac și eu niște vizualizări, că vezi că la început. Hai, și... da, Hai da, ne da, să ne să da. de exemplu. <laughs> da. <laughs> Victoria Roșca că au venit la Titania Podcast și sunt foarte fericită că ai venit. Și asta a fost așa, într-o clipă, pac și ai acceptat. Când am văzut că ai pus like la pagină și la posterile mele, am zis, dinozait să vorbit despre tine, dar eu vreau informații de la prima sursă. Da. Și tu ai zis, da, vreau. Da vreau. <laughs> pentru că eu întotdeauna vreau. Tot și nou trebuie descoperit și noi, hai să recunoaștem că la noi în țară nu prea avem marile posibilități de a merge prin emisiuni noi foarte des, așa că un proiect în care să bea și vin și uh -huh. hai să start, să ciocnim hai. pentru că ai venit. Noroc! Noroc! Din azi m-a învățat că se ciocnește așa. Așa, știu, da. din aș pe mine m-a învățat tare mult, dar de-am uitat cu dânsa trebuie să te vezi des ca să ai de prinderi mai multe. Dar care e băutura ta preferată? Da, nu știu dacă am băutură preferată. Ce-ți place atunci când sărbătorești o reușită, un eveniment? Jin de acasă. De acasă, de crăscău, de -acasă. știi? Cea că rămâne din să-i... <laughs> <laughs> Râz! Știți, ai băut de crăscău, da. Jin de acasă. Da. Eu tot mă gândeam cum să încep un podcast cu tine, o femeie care a fost la multe interviuri în Moldova, o femeie care e urmărită și în mare parte cunoaște despre tine cam toate aspectele, despre viața profesională, despre teatru, despre vlogging, influencer, plecarea ta în Italia, familia ta tot este, adică afișez nu o ascunzi cumva, cam nu, nu ascunzi niște lucruri, nu ai subiect tabu. Da, n-am și ascunde. <laughs> nu am să Nu știu, un, unii oameni cred că ei sunt mai nice, mai nu știu cum, dacă lasă în umbră ceva. Uh, dar noi n-avem. Eu n-am. Eu, de exemplu, nici schelet în dulap nu am încă. Nu încă? am. Eu, da, încă. Spun că niciodată nu știi și te așteaptă. Dar n-am -am și ascunde. N am Sunt așa cum sunt. Sunt un om dintr-un sat uh, simplu părinți la fel de simpli, am prășit până de unes, dacă ați trebuia să mai prășesc, dacă mă duc acasă, mă duc la viceu și ala din fundul grădinii, nu am bai, mă duc tot în ligian, tot... Chiar nu văd. Și, și, în general, eu întotdeauna spun că tot ce e legat de Moldova și tot ce înseamnă pafosul ăsta aici și tot glamurul ăsta, el nu e pentru Moldova. Nu știu cum. Asta e ca și cum ai veni cu o, blană de asta scump, superficioasă ca personajele mele, știi, și nimeriști într-o într-o bortoaică de glod, știi, și stai de acolo și vine nu știu și mașină, deși își ți aruncă, nu știu ce scoate. Dar, bai, parodie. Eu întotdeauna când eu văd contrastele este extra mere, dar mega eu zic că este parodii. Este da. ai și, te, nina, și atâta timp de fapt cât el este în societatea noastră. Noi avem actorii și oamenii uh, care fac uh, tot felul de sarcasm și chestii de umor, au, au și consuma, au și faci, au și mânca. Mai Stai ales că brandurile de la noi, în mare parte, regal, lux, imperial, imperial. elita, toate lux. Era o perioadă când ne căutam cu reală Grădiniță și psihiatria când ai în, o căutare pe Google, elite, școala nu știu de elită, școala prințeselor, nu știu... se asta poate, poate asta toată viața ne asta. Și acum încercăm să mimăm măcar regalitatea și aristocrația și chestii de lux și de... Dar nu știu dacă e chestia când ne lipsește, nu ne-am ne născut aici și ne-am născut. Noi nici n-am avut cum să știm cum e altfel. Noi nici n, -n, nici n avem cum să știm cum noi să ne comportăm, că noi să avem mai mulți bani sau mai puțin. Dar una spun, și întotdeauna, noi nu avem uh, nici cultura bănuțului, uh, nici alte culturi și de uh, au odihni, da, nu știm nici să da, mergem la mare da, în fiecare în vară odihna, sau la soare. Are o moză liberă, are niște bani și faci. cum pierde ele. Dar chiar și nu știu câte de este de bieri mari, multe, care tu a doua zi stai inflat și și dar pancreasul. Știe? Noi nici, nici, nici să ne odihnim normal. Noi nici banii nu știm normal cum să-i coordonăm. Nu știu, așa, e, suntem sărași. Suntem sărași. Dar tu când eram mici, dorești și e bogată. Dar ce dorești? Eu când eram mică, nu am trăit atât de sărac ca să vreau să fiu bogată. Dar în sensul, aveai avut un vis, ceva, nu știu, vrei să fii doctor? Nu. Tata, tata mi-a spus că eu trebuie să devin uh, veterinar. Iată, el spune că eu trebuie să devin veterinar, pentru că în sat, uh, era, în satul vecin uh, în vânător era un singur medic veterinar, care toți îl căutau, el era tare întrebat, iată tata meu și vede momentele astea că dacă să fii să ai bani și te zvi un om cu un papugai la tine și să dai o pilulă și el îți Cu papugaiul ca cu papugai, să nu vin cu vaca și cu calul. nu, dar dacă rămânem acolo în sat la fermă. n ave cum cine să vină cu papagalul în sat la fermă. Vine cu porcul. Cu porcu. Dar te duci tu acasă la om, că-i moare da. știi? Da, și... Dar tu vrei? Nu. Dar eu întotdeauna așa, am avut o atârnare de asta. Bun, bun, tată bun, bun. Și vrei? Bun, de asta să mă fac. și mai vrei, tata? Și frezări, regie. Ascultătoare, dar fă de de cap până la urmă. Da, dar întotdeauna așa am făcut. Da, și vrei să spun. Tu ai ajuns la Academie de Arte, mm -hmm. și profesor. Ai făcut actorii? Uh, regii. 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 Uh, de fapt, m-am dus să fac actorii. Uh -huh. Și acolo era la actorii, de obicei, toat mai mulți mai mult studenți, pentru că este o zic așa, un obiect mai cunoscut. De regie, nu prea nici eu nu știam, dacă sincer. Da cine era în anul acela? Cine lua clasa atunci? Uh, dacă nu greșesc, Emil Gaju. Aha. Emil Gaju, da. Și tu vrei la Emil Gaju? Nu. Nu, Pe eu nu vreau la nimic, eu nu știam Și cine-s pedagogi. Și eu m-am dus și spun că nu, că la actorie totul este suplinit, încercați la regie, că acolo mai sunt două locuri. Regie, regie, regia asta. Regie știu. stradă era. A, regie stradă. Pare mi nu știu dacă acum să mai ia curs, dar crești făcea și WhatsApp. Da, și Lidia Panfil. Eu am nimerit la Lina Țurcanu, am fost primul ei curs. Mm -hmm. Primul curs. Să -mi minți și -mi cum am dat. Eram numai două fete care am dat atunci. Mm -hmm. da. Și pus fași, să pus, 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 dizbrac, să Și vă pus faci la examen Nu pus mă dezbrac. au pus să mă dezbrac și se Și am zis că eu nu mă dezbrac. Și pentru mine asta a fost așa... Nu înțelegem unde am nimerit, dacă sincer, dar eu, dar eu sunt un... Știu că atunci era un moment când am zis că n-am să mă dezbrac, după care nu știu ce m am pus să, recit, am recitat, după care spus, dacă tu n-ai să faci ce ce am spus, tu n-ai să treci. Și știu că m-a salvat țapeș, da, domnul Țapie și a zis că mai lăsați să fetița de unde i vine tu? și eu zic că de acolo și nu știu cum s-a legat, dar cu ești tu s-a uitat în acte și l-a cunoscut pe tata meu să știe cu tata ceva au auzit, dar tata meu a fost pădurar foarte mulți ani în regiunea da, și era, era, un om cunoscut pe timpul vestit el cânta și el la Nu se cunoștea cu mai mulți din domeniu, dar eu, cumva s-a retras în lumea și în pădurea lui dar ce ai învățat la facultate care n-ai sus niciodată? Zic de licență Zic de A, până la Dramaturgia Îți plăcea da, asta? Da, dramaturgia Felul cum ți construiești un, un număr Cum să gândești Cum să gândești un număr Construcția asta Stai Și ai pus rădivinim? asta în practic da. chiar și în serialul pe care l-ai făcut Da, da -am Acum pus. recent, anul trecut Da, da. pentru că am făcut scenariul acolo producția n-am făcut-o eu eu am apelat ca să luăm o echipă de producție am găsit-o, fiecare și-a făcut lucru demn, frumos la nivel. Ai pus în practică multe chestii la teatru uh -huh. știu că a fost un conflict la teatru până să ți faci tu echipa ta uh -huh. de... da, nu, dar trebuie să întâmple ceva, ca să mă duc de acolo că nu am mai așa tu ai pornit să montez, neavând un da, teatru, propriu sediu, zis, și nimic, nimic. ai luat la Odeon și să treaba. Da, nu, până să ajung eu la Odeon, pentru că acolo costă destul de bine. Am fost prin sări pe la licee, pe la prietenii de mele care ele lucrează profesoare pe acolo și noi intram pe la uși, ușă, prin spate. Și... Dar și faci aici? Noi viem ce ai, știi? Dar vă repetați. Dar noi repetam. Și iată așa, teatru popular. am. Um... Eu aș vrea să vorbim un pic despre personajele din zâmbărele uh -huh. și despre sketchurile pe care le facem. M-am uitat, te urmăresc de mai de mult și m-am uitat acum recent la câteva, la câteva chiar mai vechi, doi ani, un an în urmă. Și eu am sesizat o chestie plină plin acolo nu numai de râs. Mm -hmm. e și Ești de plâns. Acolo e de plâns. Da, e tare de plâns când sloganul, vine mama din Italia, fata nu văzut de mult. Da, dar să-mi să dau seama despre care sketch, uh, că e de stare mult și noi le improvizăm uh, și ele cum le, le facem și, și le uităm. De iunie de iunie da, eu notat. Da, eu notat și să numește Da, da, da. Da, în pizza mătie. ah, gata, da, știu. Uh -huh. Și asta e adevărul. Deci tu asta ai văzut la țară, tu asta ai trăit, tu ai fost în Italia. Tu da. știi, tu te-ai inspirat din realitatea ta. Oamenii mm. când văd că vii din Italia... Tăi sunt înconjoară, tăi vin vor un cadou, atenție... Dar nici un... asta care vin din Italia nu se lasă, știi, mm. pune sub pată ce are. Adică niște chestii foarte sensibile, că eu le-aș pune să le comenteze copiii din clasa nouă la comentarii literare, știi? Da. Pentru că asta e actualitatea. Da, dar ei le trăiesc singuri, ei le-au prins, noi nu da, le-am prins, știți, dar știi, ei am deja eu, prins. Când m-am uitat, un uh, ispanski da. <laughs> oh, eu am rătrăit așa de tare, m-am rușinat pentru... Eu m-am rușinat. M-am rușinat și pentru femeia care a venit din Italia, de la de Pizza Mighty. Mm -hmm. Și m-a rușinat și pentru așa care trebuie să mănânce ca dar nu mâncat-o. De-am venit nici să mănânc ca și ea, numai să nu super unul pe altul. Așa, eu am avut un încordare, un cordare probabil că ar tu ai dorit-o. Mm -hmm. Să o trăiască da. și al care să uită. Da, dar întotdeauna când, în primul rând, sloganul zâmbărele este aici nu este umor, aici este realitate. Când cineva îmi spune că asta nu are umor, eu din start îi spun voi aici: umor nici nu o să găsit. Aici sunt niște situații luate din societatea noastră, așa cum este ea, infectă, cu probleme. Um, și eu aduc o oglindă, vă pun în față și noi ne uităm la noi. Eu tot fac parte din societatea asta, eu la fel am problemele astea, eu la fel trăiesc cu dânsle. Doar că eu îndrăznesc să vorbesc despre. despre. Și. Um, de fiecare dată bat în asta ca, ca oamenii să regăsească. De care-i scop atunci dacă eu să fac toate poveștile astea, dar oamenii se uită acolo ca la un circ și el nu a tras nici o morală și nici o lecție din... El nu are rost. Umorul care pur și simplu e de dragul ha-ha, și repetă omul prostie, este nu e umor. Asta noi încă mai tare îl inducem pe om pe culmele prostiei, să zic așa. Dar atunci când tu îi pui un, un mimesis, da, o oglindă a societății în față și el se uită și el se vede acolo și deodată omul care se prinde, el începe și nervos. Începe să spune-l așa și ne... gata, eu l-am prins. Aha, tu crezi că oamenii care vin cu critici asupra ta da? sunt oamenii care se regăsesc și nu vor să se schimbe. Sau Dar nu înțeleg că, că, îi că e despre nu acceptă realitatea asta văzută dintr-o parte, care se vede mai Dar nimeni timp. nu, nu acceptă când cineva îl pălește unde îl doare. Nimeni. Nu, nici eu. Măcar că om um, um, cât de cât inteligent, când îmi spui că tu ai dicții infecte, crezi că eu nu dau o re replică? Și eu tot, eu, eu, eu tot am probleme, eu tot lucrez asupra mea, noi toți avem probleme. <laughs> Și ce avem de învățat din personajele tale? Ce avem? Avem să, să ne depistăm și avem de lucru asupra noastră în continuu. Și nu vorbesc aici, dar vorbesc aici de fiecare în parte, pentru că noi toți avem câte o pălitură, cum îi zic eu. Noi să avem probleme. Eu, eu, întotdeauna când cineva spune crezi că ești perfect, doamne feri, doamne feri, știi, așa și ceva nici nu există perfecțiunea, nici nu poți să o atingi cu deștul. Nu. Dar uh, tot ce s-a filmat o perioadă, erau situații luate concret din lume, pentru că eu aveam înainte uh, <coughs> timp mai mult și mă duceam mă, mă dușam la piața centrală și urmăream subiecte. Este, uh, compartimentul ăsta l-am învățat la actorie, și atunci trebuia să-l vezi, să te duci, să vezi caracterul cel acolo în lume, să-l prinzi, să încerci să-l readuci în scenă și să găsești morală, da? Și eu și îmi dau seama, înainte când făceam lucrul ăsta, eram mai mult în lume și observam, eu observam foarte, foarte repede o situație. Și normal că eu îmi dădeam o de zoom, știi, mai îngroșam situația. Da, da. Dar, Dar, Așa se numesc la actorii, observații Da, observații asupra caracter. Când trebuie să câte știi câte scări sunt la Academia de Artă Da, toți actorii știu, da? trebuie da. să ne știe Adică atenție și o da, culoare da, da. are ochii omului exact, care exact. ai vorbit acum 10 minute Și da, acum <coughs> acum nu mai reușesc să fac lucrurile ăsta. Și dacă sincer eu sufăr din cauza asta ai timp, te duci și ești mai mult axat, axat pe lucrul Asta Acum mai prins încolo în coașe, dar uneori știi, spui că te o mișunică. Uneori, mm, din lipsă de timp, îți ai o scăpare de genul ăsta și nu prinzi omul. Iată, eu am prins înainte când a fost cazul ăsta cu un preot care a, prins, care o legat un câine din urma da, da. mașinii că să le duce. Eu am făcut un sketch, el l a avut în două zile peste două sau trei milioane pentru că a fost actual, știi? Uh, cum vei să-i un câine și cu tirania asta, și cel mai tare și asta, și cel mai groaznic, e că el era preot nu era un om alcoolic care el dus de val, care el nu știe și cum se era preot, care el vorbește despre uh, citească, nu știu, și carte și învățăminte, nu știu de care și despre valori și așa mai departe și asta atât de tare o mers și eu când eram cumva în tot centrul ăsta era mai bine Sau dar când... ți a fost frică că nu. tu promovezi violența nu, dar de ce promovezi uh, violența? Uh, nu, eu am, uh, am arătat prin prisma personajelor noastre de fapt Câte de banală și câte de penibil, fie exact, și Exact, fața funiun. reală a unor oameni, al unor preuți, și Pentru că așa și este Și când au fost cu, am și două babe, două personaje Știi când au fost cu LGBT-ul și două babe acolo, tare sfinte că noi suntem, pentru că, frică, la ureche Băi, asta a fost genială E ca replica și zic, uite-te... Tot paradoxul da, într-o frază. Serios. Și zic, mă, asta trebuie, noi trebuie să filmăm. Și am făcut sketch. Și iarăși, nu știu cât lua milionul. Dacă le prins și le poți culege și le poți găsi iziumi în care să le redaie ca așa omului ca el să o mănânce, băi, merge. Și um, am mai filmat și în cimitir cu selfie pe la cruci și cu la Ai la zi, orică, nu? Da, da, am făcut. Eu cred că eu am abordat deja cam toate subiectele posibile și imposibile din, din ce și trăim noi. Și... Acum rămâne de văzut dacă doar s-o amuzat pe seama la subiectele astea sau s-o și învățat pe seama la subiectele Eu cred astea. că s-o învățat și o depistez asta din comentarii. Atunci când scrii, băi, dacă sincer chiar așa și este, că la mine în sat eu când am fost, oamenii chiar exagerează și vin de acasă cu televizoarele și le pune pe morminti știi cum da în schiciul tău am observat o chestie că în mare parte femeia este un fel de șef și bărbatul este așa un epuraș care ascultă tăt și femeia îl cicălește fiii fiecare dat hai pune acolo ceva și asta stă din yoga, da. toate din lumea noastră adică tu văzut în mare parte femeia care pune la punct bărbatul și o nu, neapărat dacă îl pune la punctul. Conduce efectiv uh -huh. și el stă ascultat. În, în părință care dau busna la Slavic, uh -huh. acolo amândoi. Atât fiul stă sub aripa fetei iubitei, cât și tatăl. Dar care și copiii stă. și ei și văd acasă și fac. Nu poți să ai per să cer personalitate dintr un copil care e la acasă a văzut total invers. Și asta este, și asta și am vrut să redau. Cum e dacă copilul a crescut acasă cu taixuri care care mai exa permanent l-o și a spus și a cu ziarul în cap că nu ești și ești asta și asta, el mai departe de cu nu se duce. Fix așa e. Sau, sau un... eu nu știu, eu am o, o, să zic... Eu când a, zic și eu de, eu îi zic dragostea aparte. Pe, chiar și pe mamele care sunt super mega tare și dădășesc băieței și dau în lume mare când e sunt mari, hai, e zboară, știi? Și ei nu pot, ei nu pot, nu dus la mică, dar ei întotdeauna au acolo, e bine să ai iubirea ca să-și corcolirea ca să -și, așa mai departe, dar noi trebuie să înțelegem că noi educăm copiii pentru o societate. El este tu ai o... băiat acum da. de 8 da. ani, da. Ești mamă de băiat. Da. Și cum e zis să calci pe grebla asta de al corcolii? Când uh, ai cum ai unul, și da, iubește enorm. Și al și, și eu. Și de ziua, mă... Adică se întâmplă. Cum, da. cum, cum lucrez asupra la chestia asta? Uh, l -am, în primul rând, uh, l-am dat într-o școală unde disciplina stă în capul mesei. Eu întotdeauna ceea ce nu reușesc, eu găsesc să împlu din alte părți, da? Uh, încerc să, să, fiu așa mai, mai dur, deși după asta mă doare sufletul. Dar eu îmi dau seama că el o să duc într-o societate mâine poi mâine, în care el trebuie să fie pregătit. Că, dar, în general, nu-i dau voie să vină acasă să jăluie. Nu-i dau voie. Mai vede, tu ești mare, gata, care jăluiri. Eu încă nu sunt mare, eu mic. Nu știu, el are 8 ani de el permanent, așa te cu ochii și el încă e mic. Dar știi, el. eu am impresia că eu l-aș mai în sensul că i aș lăsa să pentru, pentru că acum de Mai pe urmă, nu, nu, dar ei învață din chestiile astea, ei cu timpul ok, eu nu spun că eu nu-i dau voie în general să vorbească, dar oricum din start îi spun că nu există um, cineva jinovat deci cineva nu, dar cum și-a luat un pins înseamnă că și tu ai făcut ceva căutăm chestiile astea să le învăț că nu există numai dintr-o parte ceva dar mm -hmm. și tu, și ai un pic responsabilitatea. Dar chiar și când se să vin acasă, sau chiar să plângă, și să, că nu știu ce, nici asta nu e corect. Nu, ei trebuie să-și Ei de trebuie să înțeleagă că dacă te duci nu știu unde acolo și ai un conflict, învați și să-l rezolvi. Și ai trăit în perioada maternității? Oi, Doamne, a fost și mie groaznică perioadă din viața mea, dacă sincer eu, mă timp n-am spus asta ieri, nu mai am iubit niciodată femeie însărcinată. N-am înțeles nici nici pricolul nu l-am înțeles Nici nu înțelegem să Băi, deși trebuie să trăiesc, mă înflu ca balonul În afară de fapt că te înflai da, Nu e. erai mai iubitoare no, Eu am plâns, eram însărcinată în perioada când o nins În aprilie 2017 da, Și fi... o rupt toți copașii Și mergem pe drum și plângem da. Nu, adică nu eram super melancolică super sensibilă. Eu vreau mai de uh, să nasc să nasc din perioada perioada Da, din primele două luni, eu stăteam să picând, când și să nasc să nasc. Da să după. -am, Dar după a fost uh, fenomen. În primul rând, eu am avut o depresie postnatală de care. Eu, eu, eu nu știam ce să fac la un moment dat. Nu știam cum să reacționez nu avem niște sentimente de este că parcă mâinile uneori nu nu, 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 nu gândeam, știi? Nu Ai știu. spus cuiva asta? Da, i-am spus mamei, da, mama m-a ajutat. mama, eu mama spune, instinctul matern o să apară, dar nu era vorba de că eu îl iubiam, eu, eu, pur și simplu eram într-o chestie eu nu mă dumerem și să fac, nu să mă duc și să, ok, e frig afară, o ținem în casă, da? Adică nu trebuie și trebuie să facem? Câți ani aveai? 22. Poate 22, de asta era 23. că Poate, și da, eram pretână. Nu mai absolvisei, nu? Da, da. Absolvisei? Patru. Făcut-o nu, deși ea ca la țărani, <laughs> Ai, ne aduc aminte, am așa. <laughs> zic, doamne, când ne aduc aminte, cineva mi din întrebat, nu, mă, nu, despre nuntă, vă rog, nu mă întrebați. Că nu Dar la minte. mine îți povestești despre <laughs> nuntă, că azi vrei să îți povestești despre nuntă. Știu că-i trei subiectul anterior, dar da. el nu merită pe așa de rău, așa de repede. Depresia postnatală pe care ai avut-o, cât timp a durat? Și ce ai făcut? Șase a luni. psiholog, până la urmă. Ce am făcut? M-am dus, am mai făcut, am făcut masterat în psihologie. Ia uite, vezi? Da, nu știam cum, cum în general, eram, perioada aceea era mai agresivă, nu știu de ce, eram conflictogenă, nici că nimeni nu vrea să mă ajute, că de-ți mă uitat, că nimeni nu mă sună, că ia, ca nimeni nu vine, dar lumea nu vine în sens că era un video prea mic și nu vrea să deranjeze. La mine era total gândire invers, parcă toată lumea era jinovat cu video meu plânge, știi, și eu nu dorm noaptea. Și ce te-a făcut să să zic așa, modul de a gândi în sensul ăsta, că era super negativ, că te gândeai că oamenii te uita, dar de fapt oamenii vreau să te protejeze. dar deci, o mama mea în oraș, a spus așa, eu te ajut cu copilul, eu, tu ești altfel. fel. găsești ți ocupați, Ești înapoi la lucru, eu am să mă discurc, du-te măcar o oră, două pe și eu m-am dus, am făcut masterat, o video și șase luni, m-am scris la masterat, mi-am luat masterat în psihologie, după care am ieșit la, la lucru, m-am dus ca animator, și lucrurile au revenit încet, încet la, la, normal, pentru că eu n-am renunțat și la, la, partea asta altă din mine, știi, nu m-am axat mai chiar ca să gata, am născut și o mamă, renunț la tot prin prejur și între timp lucrurile s-au coordonat. Plus că la master cred că ești studiat ceva, ai da, niște chestii care le-ai trecut prin tine, prin experiența emoții, ta. ce înseamnă canalizare emoții, ce înseamnă puterea gândului, cum se gândește ca să, ca să fii bine, că gândurile atrag de partea asta pozitivă. Mie nici procesul alăptării nu mi-a plăcut. Nu, nu, nu știu, când nu, eu aveam niște dureri și după asta mi a dat seama că noi n-am noi făcut procesul corect. Și iarăși neștiința și nepregătirea te, te ajunge din urmă și tu ai niște frici nebune pe care eu nici mână le am unul le-am depășit. De exemplu, adică noi mai vrem să mai faci un copil. Nu, nu, dar o uh, Ovidiu în fiecare zi îmi spune că el vrea un frate sau o soră și eu mă sunt atât de penibil pentru că mm, pe mine are și cine să mă ajute. Pentru că mama mea locuiește cu noi și ea zice, dați-mi el, nu mai... l da, și da, dați-mi și -mi el și eu am să scăs... mm, Iată, au fost niște... Ș -ș știu că odată a fost o campanie că eu să... Uh, să vorbesc despre nașterea naturală și pe asta să vorbesc cât e de important să hrănească la piept și că vă rog frumos nu mai implicați, că eu nu, nu știu ce să zic aici. Eu am niște probleme care se rezolv cu mine și atât timp cât eu nu știu cum să rezolv cu mine, pot să dau sfaturi. Deși eu am hrănit naturală, am născut natural, așa au fost fie, nu că am luat decizii să nască așa, sau... Să... nu știu cum ne luau și ne dușeam, eram, nu avem treabă, așa era, erau chestii, parcă avem impresia că nici nu este puterea alegerii sau că nici nimeni nu te întreba, știi? că eu am trăit perioada așa că tu a fost o video până la o an de eu vrem să-l înțărc, mă, mă, pieptul din, din ca schinare, de temperatură da. avem, dar nu, nu trebuie încercat, dacă dacă e cald și copilul o stresează. Băi, dar căldura e și e eu și să îmblui, are de mă, Și până într-o zi am zis că eu știți ceva, eu nu pot chiar în halul ăsta să mă chinui, pentru că copilul meu are nevoie de o mamă nichinuită, normală, cu dispozitiv. Când îl văd cu dinții de-a mă tătă gura lui, dinții la șesul luni de-a mă avea dinți, el se și el începe să vorbi de vreme și a merge de vreme. Și eu când vedem și el vine și mă trage de haine, că se dau țâță, eu amețăm. <laughs> Și cu voi. Nu, gata, el e mare, independent, mănânc cărtoșele, morcojel, nu bată joc de Din păcate, nu toată mea. lumea recunoaște problemele astea. Dar asta nu înseamnă că ești o mamă ră. Da, da, de asta și mulți nu vorbesc pentru că ei suntem că cineva să-i catalogheze într-un fel sau altul, că ești mamă rău, sau, dar și cine știi cum e o mamă bună? Dar și, și, treaba are, în general, gura lumii cu viața ta și cu copilul tău, cu ori și mamă vrea și eu mai bine pentru, pentru copil. Eu pur și simplu trebuie să recunosc că eu am născut probabil prea devreme, că eu încă nu eram pregătită, aveam foarte puțină informații, totul era așa foarte repede și eu nici n-am reușit să mă adaptez și să conștientizez și nici măcar n-am avut niște oameni care să-mi spună mergi la un specialist de genul sau da. cum se duc acum femeile la tot felul de parenting și chestii. Mi se părea banal, dar nici, dar nici nu era da, în Alexei vogă în momentul că... și ala, Dar acum, dacă se dau un sfat oamenilor și asta eu aș spune că da, mergeți, că acolo nu e neapărat că să cum să fiu o mamă bună, dar să înveți cum să ai să coordonezi cu tine, să ai tu un comportament, să. să Mm, ai niște așteptări, niște nu știu Te-a El... fost vreodată la psiholog? Da, și numai o dată uh, Știu impresionat, ce ai aflat despre tine la psiholog? Și de ce oare în Moldova să crede că dacă te duci la psiholog ești așa? Adică nu la noi încă nu e cultura asta, că ai spus la început Nu avem nici cultura mm -hmm. banului, nici cultura nici psihologului. psihologului Sau cel puțin a, a modului sănătos de viață, dar mm -hmm. modul sănătos mental. în sensul și mental ce m-a impresionat... Sau ce ai învățat de, de, acolo? Eu la psiholog foarte... Nu, nu știu dacă m-am dus, să zic așa, cu inima deschisă deodată ca pe o salvare. Eu, am, eu la facultate, am avut parte de, un, de o profesoară care ea, fiind coordonatoarea mea, de curs, ea din două dialoguri pur și simplu prieteniești și vreau să fac o înțeles că eu am niște probleme și um, mi-a plăcut că mi-a dat, mi dat, răspunsuri la, la niște întrebări legate de relația cu părinții. Mi-a spus cât e de important partea asta cu iertatul și cât e de important e liberarea asta a sufletului, știi, și că nu trebuie niciodată să ne temem, să uh, vorbim de ce și ne doare, că asta nu e rușine, că omul este cel mai bine atunci când el e bine cu dânsul. Iată, partea asta eu am învățat-o atunci. Um, între timp, eu am mai mers la psiholog, pentru că am și eu, de acum, atunci avem probleme legate de familie, acum am am avut niște probleme uh, legate de muncă, și avem impresia um, o perioadă că eu um, nu pot să țin o echipă, că nu sunt destul de bună să duc un dialog cu colegii că devin foarte nervoasă foarte conflictogenă că oamenii, că inhib oamenii iată, Intuație, da. da și iarăși am mers cel puțin poți să să-ți spun că îți descarci sufletul nu-ți nu pune nimeni acolo pe hârtie că trebuie să faci asta, asta, asta dar te pune, gândești, îți pui întrebări dar ce s-a întâmplat asta, da, este asta tehnica avocatul diavolului. și -ți spune, ok, el ți-a făcut asta dar tu și ai făcut asta I-ai dat și tu replică Bun, care e diferența dintre voi doi? El are o problemă și tu tot ai o problemă Și voi ați făcut o problemă mai mare Deci nu încercați să-l asculti Tu ai fost exact ca dânsul Adică sunt niște momente de astea care Eu, eu aș merge Psihologia te-a ajutat să treci peste probleme din viața ta da, Personală și da, viața da, de carieră da. uh, Referitor la iertat uh -huh. Cât e de greu Și cât e de rău Să nu ierți, asta spune mai devreme Ai oameni sau chestii pe care încă nu le iertat, nu le pot ierta. Mm -hmm. Am. Am, am și eu lucrez asupra asta și câteodată zic, gata, nu, am iertat, am depășit, băi, nu am depășit. Pentru e că fac și mă întorc și eu, eu dau, dacă, odată și dau omului replică tăioasă, și eu vorbesc aici de, de, de relația mea cu tata. Noi am fost foarte buni prieteni, practic el pentru mine am, o trăi, am trăit niște ani în care îmi sperai că el este idealul meu deci, salvatorul cu orice întrebare orice probleme. și într-o zi eram prin clasa șasa uh, um, au început brusc niște schimbări de comportament atât de grave, care m-au afectat atât de mult și eu niciodată nu înțelegem deși. E ca deși un om brusc, timp de, nu știu, jumătate de ani se transformă... Da, el a avut un motiv. Da. Care a fost motiv? Că l-a eliberat din funcție. Așa. Și l-au purtat pe judicat și trebuia să-l închidă și el e de asta care pe dreptate, pentru că... Deci sunt chestii mm. pe care tu nu le ierți la tatăl tău. Da și n-am -am, -am iertat și n-am să iert uh, agresivitatea verbală pe care o are asupra mamei mele, n-am să o iert, pentru că noi am trecut deja prin atâtea greutăți, noi încercăm cred că noi să depășim niște momente ca familie să rămânem uniți, să încercăm să ne ascultăm să ne auzim, trece o perioadă și el iarăși da, ne-am ascultat, bun, eu am înțeles trece o perioadă și el iarăși se și pe mama și eu nu înțeleg deși tu să atași un om care, când s-a fost mai greu, el a fost lângă tine, care eu ce a dat tot uh, ca să fi bine, ca ți fii bine, care ți-a făcut patru copii, care um, o rămas practic, uh, tu ai rămas în casă, ea este la copii, și tu, și acum în continuare, când te apucă, tu o suni, o blamezi, o numești și ești agresiv. Eu niciodată asta nu înțeleg. Dar mama este cel mai bun prieten al lui și mama mea este un om care este atât de bine coordonează. ei sunt împreună? Nu. În ce sens? Este cel nu, mai bun mama, este e, cel mai bun prieten ei al lui. sunt, au rămas în relație, în sens că mama întotdeauna zice, mai am făcut patru copii cu dânsul, nu, ei nu mai locuiesc împreună, dar nu sunt stau divorțați la, oficial, stau stau, separați, Uh, undeva tata mai are probabil vreo speranță că mama să se întoarcă acasă, mama deja are cât 8 ani de când este plecată de acasă. Niciodată noi nu discutăm pe chestiile astea, chiar să mă întoarcă ori n-a să mă întoarcă, nici nu vreau să discut. Asta, Te e alegerea... Tă -tă 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 aer, da, asta e alegerea ei, asta e alegerea părinților, ei au drumul lor, cum o să decid așa o să trăiască. Doar că... Când el o ofensează, eu nu înțeleg. Adică tu vrei să întorci o femeie acasă, tu îi spui că, băi, tu ești tot ce am avut eu mai bun și eu nu știu ce, treci două zile, tu sunt și o faci în tot felul. Și asta nu înțeleg și eu. Vreau să încerc să-l iert, dar, nu, reușe dar să nu, reușești. nu reușești. Pentru că să înnoiești da, greșeala da, da. Și tu vorbesc cu dânsul, sufletește, îl sun, explic, băi, noi am trecut prin atâtea și noi am... Nu, oricum, mamă, tăiat și nu știi și eu asta nu pot să, pentru că are și mama are și probleme de sănătate și mama are durerile sufletului ei și eu o văd și deci eu îmbătrânesc, eu stau într-un apartament mă uit pe o fereastră și eu mă trezesc dimineața tare cu, cu momentele și ele că eu am găini, cu coși, că trebuie să vaca. În 8 ani asta nu a dispărut? Nu, nu a dispărut. Mama mea încă e foarte matinală, E atât de rădășinată, era și atât de aproape de toată lumea, așa că nu poți să-i scot nică din transa, Dar nici nu poți să-i promit nică. Adică, iată. Și deci nici măcar nu discutăm vreodată, nici nu îndrăznesc să Dar tu ai spus la un moment dat, cred că la Dorin Galben, mm -hmm. dar nu știu exact, că tata tău la un moment dat s-a băgat într-o piramidă. Da, da. Și da. asta e fost... Asta e fost... Avantajos sau dezavantajos? Dezavantajos pentru, pentru, el. De ce? O pierdut bani. Au pierdut mulți bani. Nu, și nu banii lui. Iată care pierzi niște bani ai tăi, ei pierdut, una, da. ești, dar când tu pierzi niște bani pe care îi luai din nu știu câte părți, asta e altă întrebare. Și asta e foarte grav. Și asta vă tras pe în jos. Și asta ne trage pe toți în jos în ce sens? în, în sensul că oamenii agresivitatea oamenilor care i-au dat lui cândva niște bani se manifestau asupra, asupra noastră. Pentru că eu moderam nunt și eu m-am dus odată într-un sat unde acolo era un om care pe mine m-a scos afară și care eu nu înțelegem și o și vrea și cu dânsul și pe mine asta m-a afectat atât de mult că eu am, am și pus să am, am friși. Pe frică să, să mergi prin Da, să te duci, ca cineva să zic vreo replică, ca muși cineva de față cu acolo, să să mă duci la un eveniment și prezint și cu rochii, nu știu de care, și unul te apuc și începe tintin, de-a țări microfonul. Și întotdeauna uh, previzualizam, nu știu cum chestiile este. și eu uh, uh, un timp am zis că eu renunț la tipul ăsta de manifestări până când tata își rezolve întrebările. Un și le rezolve și am, și am zis așa, ca să fiu eu bine cu mine și ca să pot să merg mai departe, ca fiecare om greșelile care și le-a făcut să răspundă singur și să asume și eu asta îmi spun deschis și am să spun întotdeauna, copiii nu trebuie să răspundă pentru problemele și greutățile părinților, părinților pentru că eu știu că sunt copii care părinții le-au fost alcoolici și ei încă și acum mai urmărești chestia asta și este oameni care au grijă să le aduc aminte. Că e asta și ah, care i-a luptat, s-a luptat, să băi, și treaba are una da, alta. Și da, sau mama sau bunica. Și eu întotdeauna... Eu sunt individualitate, da. Mă. Exact, și eu întotdeauna spun, mulți oameni uh, nu pot să dezvolte și fug, pentru că ei fug de problemele și de ei înșine, de, de asta. Pentru că eu sunt sigur că este foarte multă lume talentată, foarte multă lume bună, dar care stem să iasă în evidență ca cineva să nu-i aduc aminte de unde vine el, știi? Suntem un popor complexat. Exact frustrat, care se interesează și ne să și ne să și o făcut în 1940 și cum au o spus, o pârâpi un evreu, știi? Eu nu mă interesează problemele astea și eu spun deschis și eu i-am spus și tata deschis și i-am spus și la oamenii care au avut conflicte, vă rezolvați acolo. Și asta m-a ajutat să rămân în țară, pentru că eu am avut momente când eu am vrut să mă duc de aici. Am vrut și m-am dus. Știi, dos, în și dus în Italia ai lucrat badant badantă, câteva luni. Da. Dar am fost tratat acolo? Foarte frumos, foarte bine am fost tratat. De câte italieni? Da. Am nimerit într-o familie inteligentă. Nu pot să zic că doamne ferești, ne-am schinarea și am lucrat foarte complicat. Eu, dacă sincer, spălam tăci ca perdele, scotem, că ei nu le scot eu și ei nu înțelege și fac eu, de că eu trebuia să fac ceva. Eu dacă stăteam ne eu trebuie să fac ceva, pentru că mă mustra și conștiința că am venit, că nu știam ce să fac. Perioada aceea de adaptare era așa de complicat. Sara parcă podul coboră la mine și era așa de aproape, parcă era câteodată, sincer, noapte, parcă era un Tu te-ai dus în Italia când copilul... Era mic, dar -am, am luat cu mine. Vreau, Vreo doi, jumătate, trei. Te-ai dus. Unde era soțul tău atunci? El venise în Moldova, perioada aceea, pentru că foarte mulți ani au fost plecați. Noi am avut un scandal foarte mare. Eu am zis, noi am discutat și am zis: Dăm voie să mă duc, să încerc să văd. Da. Poate asta e șansa noastră. Dacă totul fi bine eu o tu ai plecat pentru că aici nu aveai o sursă de venit normală? Da, nu normal, da, da? nu. Și era foarte complicat și bani nu erau și Copil el nu reușe și... cu cheltuielile. Părinți nu aveau cu ce să ne ajute în afară de o geantă cu două găini și ouă și poți să mai dai un om de la țară și nici nu îndrăznem nici dintr-o parte, nici în alta să... Da, m-am m -am dus, dar nu-mi pare nici o secundă, pentru că acolo au apărut zâmbărele. În Italia. Da, acolo a apărut. Dar um, oamenii când ai plecat de acolo din Italia au regretat că te-ai dus. Ce-ai schimbat tu um. în, în casă? Eu nu știu de ce am impresia că dacă vine o zâmbărică în casă uh -huh. sau zâmbările, tu tu te adresezi la mai mulți uh -huh. pentru că ai mai mulți personaje. Nu n-ai cum tu să vii în casă și să pleci în casă și aia o, o actriță uh -huh decât dacă ești super depresiv. Eu presupun că tu acolo și v-ai da, schimbat. Da, da, nu, nu eram depresivă acolo. Eram foarte fericit că mi-am găsit de lucru, pentru că sora mea i-a cătat de lucru vreo luni de zile. Mm -hmm. Și eram bucuros, nu, nu știu, stricheatră, să fac și. Mama mea tot era acolo la sora cu alți copii. Și l-am luat și pe o video acolo. Din punctul ăsta de vedere, eu A, eram... Ai, te lăsați să copilul la lucru? Da. Dormea acolo? Uh, nu, nu, nu. O video rămânea la sora. Aha, Dar vine dimineața mai am până și cu mine seara, Și seara acasă Da, exact erau, erau, erau și momente când rămâneam și pe noapte Când situația era mai gravă Și chiar mă ruga și eu am acceptat Ce la vei? Mm, am primit cam vreo 1500 de euro pe lună Și asta era foarte bine Și eu cred că eu l-am primit așa de mare Pentru că lor le-a fost dragă de mine Și anume miletei pentru că, Mileta o da, de bătrână. Da, pentru că eu am și pus-o... Eu, eu, din câte am înțeles, pe dânsă nu o scotie afară. Adică nu, nu vrea să coboare scările și alea să trăiască scărușorul și așa mai departe. Uneori trebuie să o mai duci pe dinsa în schinari, pe scări, ca să o pui... Da, nu ușor. Dar eu am și pus o scot în primul rând, pentru că eu nu mai putem să stau în casă. Eu vreau să văd orașul, eu vreau să văd soare. Și am început să o scot. Și ea, eu presupun de asta, pentru că ea era o strostare foarte critică, ea asta i-a prelungit și viața. Eu am sopit toate străzile, eu am văzut că e -o, o bucură, unde eu am mâncat înghețat. Da, unde eu am mâncat înghețat prima dată cu bărbatul, eu am înțeles că el era un stomatolog foarte vestit acolo și eu, și eu am înțeles că eu mergeam pe drum și toată lumea o saluta și am zis că mai înseamnă că ea în orașul ăsta. În ce oraș? În Castel San Giovanni. Sunt mult moldoveni acolo, presupun. că da, da. Sunt. A Apropo, e în oraș tare, la nord mai departe dar sunt. Este, dar noi suntem peste tot. Și noi ne cunoșteam de la o poștă. Suntem peste tot. <laughs> uh, dar de ce? Uh, că ne cunoștem de la o poștă. Da. Dar pe noi ne cunoaștem de la o poștă. Felul, manierele, cum, și cum lingem cum Cum ne uităm da. capăt în ghișoare. Și cum înghețată așa o tragem și de sus. <sniffs> da, <știu>. așa. <laughs> Oamenii acolo, deodată am văzut-o. Ei e în păhăruță din asta, da noi în... ne învăța cu joc, știi? s am păhăruț și să ducem și să ne curgă și să ne murdărim ne vedem de la o poștă dar nu știu dacă asta e rău asta e da, dar... este de este autentic în Italia am înțeles te-au apreciat, dacă m-au din Italia cum te înțelegeai? eu cred că ei sunt foarte treabă, pentru că eu, eu tot am strâns-o în comunitate și eu când am lansat și teatru popular, când am lansat și filmul, eu am strâns bani de la urmăritorii care majoritatea sunt în diasporă, care ei sunt plecați, dar care vor să fac ceva acasă, prin mine, prin alții. Eu am și persoane care mi-i trimit pachete, care îmi spun, mai eu am văzut video și așa și mi-așa tare, mi-a și eu vreau să-ți trimit eu un cadou. Uh, există. Există, cum există și parte și bună și ră. Dar, uh, iarăși, depinde de, de, fiecare în parte. Pentru că eu am cunoscuți care nu să jelui și spune că Doamne strașnic și uh, toți nu pune numai în roate și acolo și acolo invidia ai mare și peste tot este invidie, nu spun. Dar uh, cel puțin eu legat de lumea care este plecată, eu întotdeauna am avut uh, susținere. Și de ești de acasă tot am susținere pentru că ești de acasă, vin la teatru, îi cumpăr bilet și vin frumoșel în sala de spectacol și asta tot e un ajutor, pentru că noi știm foarte bine că oamenii e foarte greu îi motivează să iasă din casă, să -s, să scumpere și ceva de undeva, știi? Hai să vorbim o lecție despre dragoste. E doamne! Când l-ai cunoscut, cum și când l-ai cunoscut pe soțul tău? Ei, din clasa 10 îl cunosc eu. Deci el e de la tine din sat? Nu, din, din dintr-un sat cu o prietenă de mea. Așa. Te-ai dus în sat sau a venit -a, el la Nu, m-am dus sat. eu la zi de naștere acolo, ne-a trebuit. Bun și mă, poam, și mă Da, da, <laughs> și dat <duc> cu Sania. Dar <laughs> el avea prieten pe atunci, tu mai era. După care am vorbit un timp și n-am mai ținut legătura. Nini era tare drag de dânsul lui, am înțeles că nu era drag. Au trecut un timp, eu am fost într-o altă relație mult timp, Așa s-a întâmplat, cu viața, -a că viața ne-a despărțit, ca așa trebuia. venit la eu, m-am dus la academie și um, Viorel a apărut în viața mea într-un moment uh, foarte complicat, dacă sincer, pentru că mama era. Eu făceam naveta din spre mă mai era internată în spital la Nispore, într-o stare foarte critică, și eu făceam naveta noapte, mă duceam și dormeam acolo, dimineața tare la șase mă trezăm și -am la facultate. Ce spuneți eram... mama ta? A, a avut un accident foarte serios. Cu mașina? Nu. Cu scandal de acasă. Da. Deci, mie nu-mi prea place să vorbesc chestiile astea, pentru că de fiecare dată părinții mei urmăresc și mama o depășește, dar tata nu o pentru că el nu-și poate ierta chestiile astea, dar i-am zis, asta este omenește, asta e firea omului, dar sper că frații mei să depășească, pentru că eu am, noi suntem patru, și eu am o soră foarte sensibilă, și ea de fiecare dată, când eu vorbesc la emisiuni și ceva legat de familie, să o tai cu ei foarte așa, totul e foarte personal, e probabil încă este Dar uite complicat. câte lucruri au oamenii din învățat dacă se uite la așa ceva, că asta copiii nu uită. Nu uită copiii, dar cum să uită Dacă copii? un tată a lovit mama, copiii nu, nu, e, nu uită mm. Și nici copiii și nici mama mm. Și nici tu la rândul tău mm. care lovit, ai lovit N-ai să uiți da, da, Asta el e reacția de învățat exact. Așa că da, e sensibil, e dureros Și noi eram într-o perioadă Când parcă să știi? Să distrămași familia de acasă Uh, toți, la, facultate, uh, că am grил, la facultate, că merge greu, că ai fost, uh, fost... Destul de Era momentul în care eu las totul, da, mă apăsau, to toate mă depășeau și nu, nu, înțeleg. nu, ai că ajungi în momentul ăsta și nu știi încotro să o uh, Sora din Italia spune că hai că-i să vii la mine și hai să găsești ei ceva de lucru, dar eu oricum știem în sufletul meu că eu vreau să termin facultatea asta, pentru că eu sunt un om care pornește ceva, eu duc la capăt cu greu, dar scot și apoi mă rup dacă trebuie, dar trebuie să scot în capăt. Și ca să nu am eu față de mine uh, întrebări. Și Virelu a apărut atunci ca um, cu un mesaj și am zis și au apărut și la câte probleme am eu, mi-e trebuie și omul ăsta. Pentru că eram și proaspăt dispărțit dintr-o relație foarte toxică de un băiat pe care foarte tare iubiam și care era și el la rândul lui foarte dur. Și era chiar erau dată. Și erau apărut așa că un druguleț care o, -o pus mă mai scoată la vorbă, care pur și simplu nu vrea nică de la mine, o apărupți foarte mulți ani, noroc și mai faci, eu între timp am e însurat și eu zic, bă, și cum... El chiar a fost însurat? Nu, dar a, dar eu lumea auzit vorgă, așa, vor -a a că el e însurat și eu zic, și mă cheamă el pe mine în oraș, avem doi lei, fix doi lei să mă duc să mă văd dâns de ziua îndrăgostețelor mai. Și, și te-ai gândit că ce-ți vin apoi? Nu. <laughs> Era un leu atunci sau doi? Dar nu, mă că era doi atunci, nu, mai țin minte, dar știu că avem numai doi lei la mine. Și am țin minte bluza, știu că l-am văzut de departe și era așa de gras. Și ce am zic, dar eram așa un fiș, și zic, doamne, și dau un mas, mă întorc și el mă strângă Și eu, doamne, și-a dat... Adică, tu ai vrut să spați Da, da, da. Eu l-am văzut de la spate, l-am cunoscut și l-am văzut cât e de pătrat, Eu zic, Doamne, ferește Și o spun asta deschis și el știe. Dar uh, el așa era de bun. Și ca în toate problemele și ele care le avem eu, el a fost uh, omul meu de suflet, știi? Prietenul meu, omul care mi a zis că. Chiar că eu vreau să las facultatea și n-am nici bani să fac examen de final, îmi trebuie vreo 2000 de dolari și nu știu ce mi trebuie și el, noi nu ne întâlnim, ne iubim și zice, hai că eu să te ajut, dar de unde să ți dau eu ție înapoi, Și an te-ai căsărit? Dacă la 22 ai născut? Dou anul în, în 2012 13. Nu mai țin minte, mai. mă cred că nu mai țin minte eu în uh, 2000 Uh, 12 am terminat facultatea, yes, da? Apoi în mm. ultimul an de facultate. Și cu nunta și Of, doamne, strașnic, asta a ce? Da, Ai fost prie și nu despre mai tine, este. Nu mai Nu, a fost foarte simplu, cu o chestiuță pe cap cu pălărioar, cu o foarte simplă și cu... S-a -o, o nuntă fix așa cum mă râd eu că-i parodie, cu lumii care nu-i cunoști, prima dată îi vezi la nuntă. Deci o nuntă gata... despre care tu, de fapt, râzi. Da. Cu oameni care Unde tu... Unde ai făcut în, în, în sat, la Viorel, la buneii lor într-o într sală care ei ne-au promis că noi că ei să fac reparații și când ne-am dus toate reparațiile erau pus niște perdele și erau un client pe pereți cu scoci și cum era înainte flori de șelea iederei care curg în jos prin casa să avem echibanii de șelea. Apoi pe asta au fost toate reparații. De, de obicei, la cimitir, spun, nu? Da apele erau în pe pereți cu scoci. Da, baloane erau. Și baloane erau și perdele <laughs> Eu când am ajuns acolo. Dar da, meniu ați făcut? Da. Și meniu. Și meniu de, de cu 70 de feluri care și acolo era super cald. Bă, era strășnic și pământul. Eu ce am zis? Dar câți bani ai făcut la nunt? Nici un leu. Nu cred. Nici un leu îți spun așa cum este. Dar cum? Nu a venit nimeni să-ți dai bani la nuntă? Bă, meu, dar nu a noi fost chiar așa de, de dimult, Dar la și cheltuiele m-am avut noi, pentru că am luat uh, muzică cu țambal, cu fata de la Academia de Arte. Da. Cu... Uh, timp și ala dai vreo 2000 de da, euro făcut pe bani, muzică. Dar ai plătit, da, plătit exact, de asta și ești Și am ieșit zero, exact. Am ieșit da. cu cu bărbatul <laughs> și eu ți-am că după de... nuntă m-am suit în mașină și eu zic eu mă duc acasă dar el zice nu, trebuie să mergi la mine eu zic ți rog, frumos, dacă vrei să mergi și vrei să cu mine, hai la mine, hai cu mine dacă nu, du-te a doua zi după nuntă și el s-a uitat în părți și s-a suit în mașină cu mine și a că de atunci și v-ați dus în mergem luna de miere maș da, fix, nu mai știu ce am făcut noi luna de miere nici nu mai nici nu-mi mai aduc aminte ce am făcut cred nică cred că ne-a luat ori într-o parte, ori în alta, la spălat niște scări, știi? Eram, băie, noi am trăit niște... Noi suntem din familii foarte simple și cu concepte, hai să zic așa. La mine, le că acasă lucrurile stau, le cuțic mai altfel. La Virelu, le că stau lucrurile mai altfel. La ce te referi, stai în La gândire, la chestia din neamuri, să nu super tare, să nu... Eu, noi acasă am trăit probabil de asta, când ai acasă să trăi foarte devreme o despărțire de asta, de rudi, când oamenii se selectează, când ți greu, te lasă. Eu am înțeles că la cine poți să că de fapt familia ți-s și părinții și nu există neam, nu știu și acolo. La viorel lucrurile au stat altfel. Adică... El o noi legătura cu mătuș, cu... verișor, da? Da, și foarte mult și majoritatea cam vreau să spui părerea Aș trebuie cumva să ții conț. Era un fel de soviet de ăsta băbesc, știi? Și eu ce, băi, și cu... <hânt> pun la noapte, unde străiesc și se fac, deci stau în oraș, dacă este casă la țară, la părinți, cu copilul, că mai nu vine într-o zi să ne iei copilul, să l duc acolo, cu condiții mai bune, că adică, gen chestii de este. Și așa și zic, mai viorel, noi că suntem țăran din talpă. Da, da, ați trecut prin niște chestii împreună și sunteți împreună în continuare da, și ați anii. trăit și la It's distanță, ani în luni în ani da. Ei nu și se ne Uite ochii care nu se văd. Ei nu se uită. Dar de ce crezi că au venit acasă? Că se să închide, a să uita. Și normal. De în ultima perioadă noi ne-am trezit că noi vorgem numai despre dacă cât, e, cât și avem de achitat, dacă școala, da, lui e achitată, dacă acolo e achitat, dar și nu ți-a ajuns. Noi nu mai vorgem despre noi, noi nu mai vorgem despre planuri, noi ne-am pierdut, el nu mai știe unde sunt eu. eu Dorința sexuală mai era? Nu. De dispare și asta. Dispare, uiți. Uh, și nu se duc privirile în altă parte? Ei nu se duc. Cum nu se duc? Se duc și la mine și la dânsul. Și de dar, tineri, suntem oameni da, și avem anumite Da, dar pe el odată m-a sunat și mi a zis, eu am merit la o bețâie și eu as strâmb, eu mă sibesc de aici și eu și eu când am avut momente de este de crize astea, tot l-am sunat și am spus, bai, dar trebuie să am o decizie. Dacă avem și avem de salvat, salvăm. Dacă nu, nu. Și atunci el a venit acasă. A venit acasă, dar de -amu... când am venit acasă, pentru că are un an de când e acasă, oi, doamne, patru luni am crezut că mă sufoc. Pentru că e trăit mult timp fără. Singură. Și am un... Și faci sex cât faci o săptămână, da, două. Și, și, da, da, mai faci aminț, da. El a venit acasă. Pat, era ocupat cana mea din care bioși nimeni nu s-a nu știu unde era și a, dar o jos jos, au sărit mânierul. Deci au apărut niște probleme de am. Foarte mari. Și cum a trecut peste dânsele? dar până că trecem. A. Gen, eu mă dușem, eu uitam că acasă. Și mă, mă suna, mă lua cu valul, știi? Când parcă dai e hățuri, știi? Și a luat, dar tu Și eu... Eu vin, la acasă. Deci părerea are el despre ce faci tu? Foarte bună dar el îi... El, el, îți face faci observații, critică, am un îți dă și, idei. Am o început să mai dă și critică foarte așa, că, da, că aici nu ne-a plăcut, dar nu știu și, dar eu sunt ok cu asta. Adică... Ai trecut o armată în sensul critic și da, așa că... eu știu, dar eu am făcut asta de atâta când am avut asta, asta, asta. Asta este situația, adică nu... Dar pe realitate nu a fost deschis la lucrurile astea. Deși eu știu că foarte multă lume l-a pasat și eu zis și în contextul este le este imun la lucrurile astea. Adică nu avem niciodată, n-am o problemă. Eu în foarte mult timp, eu n-am avut un leu din proiect și eu îi spuneam că trebuie să plătesc cameramanul sau trebuie să plătesc chiria, la nu știu ce și el întrebările este nu au fost. Dar și eu să-ți dau, sau când am deschis teatru popular, am făcut niște investiții în spectacole, în decor și brusc, că pandemia și am stat închiși cu bani acolo, bagați și deși scenograful lucruri și-au făcut, tot și-au făcut lucruri, trebuie să te achiți. Păi, nu am interesat să ne jucat spectacol, iau o cască, real vreau, dă bani ne da bani. Nu avem. Din punctul ăsta de vedere, eu susținere am avut întotdeauna. Um, dar și îmi place la noi. Că noi uh, suntem uh, atât de deschiși că atunci când unul din noi face ceva strâmb, noi ne așezăm și discutăm fără ca să ne scoatem ochii da tu, da eu, da șala, da șala. E chiar și aspectul ăsta că el s-a sunat atunci când a avut da, instinctul e, de a se duce în exact. stinșele, da ți a sunat. Ei pare da. asta piste dar medie, da, noi, vorbim din piste medie, nu poți. Adică n-am mai auzit încă, n-am mai vorbit, dar nici poate nici Dar nu. el avea un timp când el zicea, eu nu mă duc la baluri pentru că unde-s baluri și altceva. Adică tu bei, bei, bei și în, într-o zi... Dar el în tine avea încredere. Are. A, la început mai mult, de când am început să devin mai popular și să fiu oriunde, și el să înțeleagă că eu sunt ocupată și el să vadă, și că eu nu sunt abonatul tău, să mă uit la tine în storie și faci tu. Și s-a început. Ea ca asta l-au adus acasă. Când i-am spus că eu nu mai pot să mă opresc, eu... Și el început să lucreze în Moldova. Da, Sau ne, există riscul să pleci iar? Uh, adică tu există riscul iar să stai singur, fără, cu, cu, el, nu că singur, dar... Ne-am da. gândit și așa, pentru că am avut și o perioadă că iarăși am ajuns că nu ne ajungești, nu știu, dar nu știu cum ceva ceva, ceva se întâmplă și a doua zi ceva apare, știi, și niște bani și niște colaborări și astea. Mm o venit acasă, o lucrat un timp aici, am văzut că e, dar lui foarte tare place, acasă, anume că e aproape de o și de mine, adică că e acasă, pentru că nu, nu contează unde el lucrează. Pe mine m-a deranjat că el lucrează deja la construcții. Și pentru că... Deci soțul tău lucrează da, la construcții și, și asta te deranjează. Da, înainte nu, dar acum zic, băieți, tu poți mai mult, ești un deștept, tu ai facultate terminată, tu... Deși, și facultate are? informatică și matematică. Deci ar putea să lucreze? Ar putea să lucreze, nu știu, măcar și un profesor într-o școală. Și un ceva de salariu nu vorbim. E un job demn, e un lucru care păi, nu poți să o fac oarecare Și am zis, hai, da, dar da, tu ai să fii mulțumit de bani. Nu vorbim amul de bani, hai să încercăm să schimbăm o roată să vedem, pentru că și eu m-am căutat în 100 de părți până m-am regăsit și încă mă caut, pentru că eu am momente când mă opresc și zic nu, nu aici nu, nu, aici am fost interesant, nu mai vreau nică, eu nu vreau nică Eu m-am uitat la la o emisiune răsască Vdudi uh -huh. și am observat o chestie pe care eu nu știu dacă asta e o strategie dar Nini s-a părut că e o chestie foarte eficientă. Și anume, faptul că la începuturi el a făcut niște interviuri cu băițași foarte influenți, uh -huh. da, el a căpătat un auditoriu foarte mare, după care o băgat chestii care serioasă de promovat. Uh -huh. Întrebarea mea, asta poate fi preluat și la tine? Tu ai captat atenția unui public uh -huh. diferit. Da intelectuali, cu, cu studii superioare, diaspora și din țară. Foarte diferit. Ai în gând ca să dai acestui public niște chestii uh, care să-i să uimească din partea ta? Da. Da. Între timp, în tot, în tot ce am făcut, am trecut la teatru, lumea s-a selectat. Am făcut film, lumea s-a selectat. El nu are milioane de vizualizări care este pe zâmbăriele. Și în tot, oamenii și fac, ei se selectează. absolut tot. Dar nu a fost scopul ăsta de la început, pentru că când am pornit pagina respectivă, s-a pornit, merge, merge, nu merge, nu merge, pui și s-a venit. După care, în timp, când te trezești într-o zi, băi, tu ai așa o comunitate... Și să faci cu dânsa Tu nu mai poți să mergi Și ai mers, gata Ele au expirat, s-au răsflat Ele nu mai sunt interesante Plus la asta Alegi Rămâi acolo așa Și îți scrii ha Un om care el nu a înțeles nică Dar au scris ha Sau te duci cu aieșlanț Care totuși Da, Victoria Noi am înțeles mesajul Mai departe și Asta e întrebarea, mai departe și? Mai departe și, a să vedeți, chiar zilele este am mers la o întâlnire unde discutăm despre un eventual proiect nou, dar este la nivel de discuție. Nu... Deci surpriză de la zâmbărele în viitor apropiat. Da, pentru că e, 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 e timpul să... Și mai mult mi-a plăcut că mi-a spus omul și dacă tu ai conștientizat și ai ajuns la punctul ăsta, înseamnă că e de... Că dar eu sunt conștient și eu îmi dau seama. Și să știi că eu nu sunt omul care, tot omul e om, eu nu pot să-l cataloghez pe unul că e așa sau pe așa, de atât o scris numai un comentariu sau să-mi fac o părere după un comentariu, pentru că noi toți avem și zile proaste și eu câteodată dată trebuie să mă vezi înainte cum dădem eu replică la fiecare chiochi. Doamne ferește, și zic, doamne, și nu m-ați oprit. Um, vă rog, înainte de a comenta, să vă uitați sub nas, știu că e ușor să te uiți sub pădure. Ești asta tu Asta eu, eu scriem în apoi. mai asta, ele asta, topise, Da, trei sau patru ani urmă când eram... Da, și eu dădem reple și femeie. Deci, Dar poate de... asta a fost succesul, nu captării atenției, pentru că oamenii, dacă le răspunzi, mai vin la tine. Da? Eu așa nu, cred. nu, eu cred că sunt oameni care și, și eu am făcut o un timp avem o greșeală așa de mare. Că în loc să răspund oamenilor care scriu mesaj de bine, eu mă ocupam cu aici care hămăie. Dar pentru și mai. Și pe aici care că erau buni și erau și scriu comentarii. Uh, ast... Ăsta... Pune eu inimioare și gata. Da, dar cu așa la ei acordam atâta atenție, știi, și atâta luare în samă și el iarăși revenea. Nu știu, și partea asta de hate, ca are partea de hate, uh, faci ratingul mai mare și asta e... Unii... Uh, mai nou, inventează conflicte numai ca să fie vizualizați. Eu nu Hai să facem noi unul să fac și eu niște vizualizări, că vezi că s-a început. Și... Hai, da, hai să hai. ne vadim, de exemplu. Mai <laughs> 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 no, cu cine. Bica, Victoria, zâmbărele, zâmbărici, mulțumesc frumos cu drag. că drag, ai venit de la, noi. E că la jen. Mai Hai să mai ieși o dat. Ctot tot știm cum. Ta-da! La Titania Podcast zâmbărelele. Uh -huh. Mulțumesc că ai venit la mine. Cu drag. Cu mare drag. Bafta și ți meargă în tot, în tot ce-ți propui. Așa ți fie. e <laughs> <Ricit. laughs>